Bună ziua, vă uitați? Petreceți. Foarte bine, foarte bine negreșit. Salut, Gheorghe. Salut, mână. Nu mai jucați? Cum să nu, domnișorule? Dumneata n-ai vrea să joci? Altă dată, acum nu se poate. Îți dau eu o fată, domnișorule, de să te lingi pe buze. Ușoară ca pana, faină ca o grofiță. Numai că musai să joace și domnișoara. Uslania, ce idee! Mă mir că nu ți-e nu știu cum. Mamă! Las-o, da Dumnezeu, și o leacă de căldură. Că ploaia a fost destulă. Da, e cald. Altfel, semne bune. Ai greșit. Hai, domnișoara. Da, Ion. Ion, pe unde-i? Că nu-l văd. Pe aici trebuie să fie și el. Și când m-am trezit, aveam numai un rărunchi. Apoi cum la domnului se poate trăi? Foarne! Domn părinte! Domn părinte, nu te supăra pe mine, din al meu dau ce-i drept, nu-i păcat oricum. Ce? Lasă! Sunt amărât, domn părinte. De ce nu mă crezi? Vezi că te uiți la mine și zici de ce sunt amărât? O fată am. Una. Mi-au rămas din 6 copii. Și nu se uită în gura mea. Am? Au, n-am dreptate, domn părinte. Ai, am? Ai, au, n-am. Ai, ai. Joci. Joc. Rău faci, Vasile. Te-ai putea rușina de tineret că umbli numai oare, pe cărări. Domn frumoasă părinte, pildă, dai. Greșit am cuiva cu ceva. Las. Păi, din banii cui beau? Ori din averea cui? Gata. De ce te superi pe mine, domn părinte? Ți-am greșit-o, dumitare? Cu ce? Ascultă-mă, Vasile, mă. Mă, Gheorghe! Ce dracu faceți, mă? Jucați-o, nu jucați? Hai încoa, Gheorghe. Iacă-te, domn părinte, ăsta e ginerul meu, care mi-e drag de el. Cu ăsta mi-ai cununat fata, chiar de-ar fi să crape fierea în ea. Bine, bace, Vasile, lasă-l. Ce să las, bă, ce să las? N-ai înțeles? Mie îmi trebuie ginere cum se cade, nu flandură. Anunț-o! Măi, anunț-o! Ași dracului. Unde ești fata, tati? Îi cu Iona, glanetașului, la moară. Așa n-a fost vorba, fata mea. Tate, la... Așa n-a fost vorba. Ce ți-am spus eu ție, mă? Mă! Mă, tu nimeni. Mă, ce ți-am spus eu ție, mă? Să-mi sluga lumitele să-mi poți porunci? Să nu dai. Mă lasă că-ți dai eu ție poruncă. Lăsați-mă să-i scot moațele din el, închinarea cui l-au făcut azi și mâine. Mas! Lăsați-o să dea. Ce ai cu fata mea, mă? Ce ai, mă, cu fata mea? Ce are cu ea? Mă, de ce nu o lași în pace, mă? De ce nu o lași? Mă, tuturosule, țărântocule, a glanetașului, ce ai, mă, cu fata mea? Mă, de ce nu o lași în pace, mă? Lăsați-mă! Ce-ți-vă? Mă, tot. Mă duc eu. Păcat că nu l-ai scuturat, Oleac. Merita bețivul. Să rămână. Astfel de ticăloși pe mâna jandarmilor să le moaie oasele. Bună ziua. Bună ziua. Lasă, dragă, ce-ți faci tu sânge rău pentru păcatele altora? Pentru că datoria mea. A noastră e să nu-i lăsăm de capul lor. Parcă putem noi schimba ceva pe lumea asta. Scumpule, dar noi când mergem la notar? Dar de ce? Pentru locul de casă, ca să fiu și eu mai liniștit. Lasă, frate Zaharie, că mai e vreme. Uite cum se strică toată veselia din pricina... Din pricina cui? Și voi? Ce stați ca popândăi? Dați-i drumul! Da, pe acum e cam gata, că ia ca vine Sara.
și a fi vreo 3 ceasuri de mers până la Lupșa. Cântă. Și apoi știi, dumnealui ne-ar vunit. Când am zis? Banii ne. Cântă, țigane! Banii ne între că și data trecută îi mi-ai spart cetera și lui ai spart capul. Plătește. Păi nu tu ai comandat să scânte. Comanzi, plătește. N-ai strânsul banii de la ficiori? Na. Plătește. Eu, mă? Tu. Eu, mă? Ai adunat banii și eu ți-am dat. Dar ce-s eu, mă? Cârpa voastră? Na. Plătește tu. Cine se găsește să-mi poruncească mie? Aglanetașului. Cine se bate? Ion cu Gheorghe! Aglanetașule! Sări, mă, nu-i lăsa! Desparge-i abrume, desparge-i tu! Era lui Dumnezeu. Câte ceasuri or fi? Scoală-te că iar te apucă prânzișorul pe cuptor. La mine mai culița că nu-i zis. Oare lună-i o zoi? Dar tu n-auzi? Doamne, Doamne, păcatul că mii și altru fii iadă. Doamne, ajută-ne, Sfinte Soare. Dă-te la o pată. Om de nimica, vai de capul nostru. Una, două, trei, patru. Ioanică, scoală și du-te și taie iarba aceea. Thank you.
Doamne, apără, dar nu te-ai culcat cu cămașa de sărbătoare. Dumnezeule mare, ce ai știut face? Cu cine te-ai bătut? Cu nimeni. Uite, cămașă, frumusețe de cămașă, ce ai făcut din ea? Doamne, Dumnezeule ta. Să rămână, mă. Umblă sănătos pe altă. Dar tu nu dormi? Săraca de tine. Harnic, harnic, de dimineață. Muncim, ce să facem? De-aia ne-a lăsat Dumnezeu pe curva asta de pământ. Ați venit la prânz, la masa așternută. Bună dimineața. Banii sunt buni, munca nu-i bună. No, vorba multă sărăcie a omului, hai. Te-am așteptat până după miezul nopții. N-ai văzut cum o rușina Bacea Vasile? Tu nu știi cum e la beție. Deci tu te-ai răzbunat pe Gheorghe. Eu mă duc. Mă așteaptă tata. Du-te. Ce faci? Stai?
Ziua bună. Lucrați, lucrați? Bună ziua. Mai la foale pe gândul. Să le umpleți. Cu cine te-ai oprit pe coastă? Cu Ion. Cu Ion, cu Ion. Lasă să zic așa. Eu degeaba ca un părinte că tu. Cum te taie capul prost. Vine fata ta, te bine scumpa tate. Dacă de vorbă bună nu știi, atunci lasă. Eu ți-o spop. Usără în tocul. Dar tu nu vezi. Tu proasta pământului. Tu proasta pământului crezi că după tine umblă. Sau după averea după care am muncit atâta. Și voi ce stați? Te tai în bucăți. Decât să ajungi bătaie de joc a granetașilor. Unul ai risatului. Poftiți, vă rog frumos, la prânzișor. Surprins. Doamnă, domnișoară, sunt dezolat. Priveam din umbră imaginea unei frumoase familii românești ancorată, nu-i așa? Poftește, părinte. În sfintele tradiții. Un vin? Îmi pare atât de rău că am tulburat. Vai, părinte, dar putem să cântăm împreună. Știu eu ce vă place. Păsărică, mută-ți cuibul și genul la fereastra mândrei mele cântă tu și să cânți așa. Intră, Vasile. Domn părinte, vă rog foarte mult să faceți bine să iertați vorbele mele cele slabe de ieri și purtarea mea cea proastă. Bine, bine. Păcat de tine, Vasile, om de frunte. Nu zic, oameni suntem. Chiar și eu, cu toată sănătatea șubrezită, dar cu măsură. Când domnul a zis, peți dintr-o acesta toți, a arătat paharul, nu butoiul. Stai, Vasile. Am greșit, vă rog să iertați. Da, nu e cazul, domn părinte, că dacă copiii care îi cresc cu trudă nu mai ascultă la vorba părinților, unde ajungem? Ai dreptate, Vasile, ai dreptate. Numai că nu dând curs mâniei sub influenția alcoolului. Așa sunteți voi, țăranii. Proști! Ce-ai cu Ion? Ce-ai cu Ion? E un băiat cum se cade și muncitor. N-am zis, așa e.
numai să-și agonisească munca lui, nu să răbnească la ce strâns altul. Eu, zău, nu te înțeleg. Ce drept ai dumneata să te amesteci în dragostea tinerilor? Drăguță domnișoare, lucrurile acestea sunt frumoase în romanțele minunate ale poeților noștri. Dar dacă ar iubi-o pe ea, să mă bată Dumnezeu dacă să zice ceva. Și de unde știi dumneata că nu o iubești? Citești dumneata în sufletele oamenilor? Uită-te la el, a ajuns filozof. Domnișoare dragă, părinții au o responsabilitate foarte mare. Oricât experiența vieții. Dragostea nu ține cont de bariere și de prejudecățile voastre prostești. Ana s-a măritat cu cine îi zice eu. Când am trudit ca să ajung la bătrânețe, la mila granetașilor. Și Gheorghe, pe care îl vrei dumneata, o iubește pe Ana dezinteresat? Scumpă domnișoară Laura, mai târziu când vei fi mamă, vei înțelege ce înseamnă a fi părinte. Dar dumneata de unde știi? După câte cunosc, nu te-ai prea învrednici. Laura! Iartă-o, frate. Eu să cit capul cărțile domnișoarei Kurtzmaler. Nu-i nimic, las că viața se îngrijește ea de fumurile negânditelor. Niciun fum. Cel sau cea care nu ascultă de porunca inimii este un... Eu vă rog să faceți bine să iertați. Am venit numai să rog frumos să mă ierte că l-am supărat pe domn părinte. Să rămână, domn părinte. Seara bună. Seara. Bună seara. Păi, dar noi nu mai cântăm? Nu. Ion al vostru s-a repezit ca o fiară asupra lui Gheorghe. I-a rupt șira spinării. De mult aud ca glanetașul lui Ticălos. Dar dacă nu se știe care-i de vină? Cum nu? Crezi dumneata, domnișoară, că un băiat de omenie și cu stare ca Gheorghe lui Bulbuc e capabil de scandaluri? Da, eu cred. Eu însă cu voia dumitale nu cred și voi acționa ca atare. Fi având Baciu tendință către băutură. Ai dreptul lui să-și apere averea de poftele unui aventurier. Oameni ca Baciu. Părinte, nu știam că e de ajuns să ți se pupe mâna ca să ierti. Iertarea e a slujbii mele, domnișoară. Bună seara. Am venit să văd dacă nu-i nevoie de o mână de ajutor. Să-ți fie rușine, Ioane, de cele ce faci. Rușine să-ți fie. De ce, domn părinte? Știi tu de ce? Ești un străcat, un bătăuș și un om de nimic. În loc să-ți vezi lungul nasului și să fii pildă modestă altor flăcăi, umbli după ticăloșii. E să știi că nu o să-ți tolerez. Să fiți sănătos. Așa m-aș fi durea picioarele. Obraznicule, cum îți permiți să fii obraznic cu mine? Nu lasă cu să-ți dau o lecție să nu uiți tu așa de curând. Prea ești tu aspru, părinte. Nu lasă că sunteți voi îngăduitor cu el și pentru mine. Monsurosul și flenduritul. Bată-l Dumnezeu de puchinos. Dragionică, vezi și tu pe acolo. Lăsați, doamnă, că știu eu. Și are cu Ion, bată-l Dumnezeu. Lasă-l, dă-l păcate. Ioane, ia spune, ți-i dragă ție Ana cu adevărat? Adică de ce nu mi-ar fi? Dar e urâtă ca moartea. Din așa că împară cu Florica. Păi de? Ce nu voi răbda ca frumoasele noastre hore să se preschimbe în bătăi ca de fiare sălbatice spre bucuria străinilor. Rușine ție, eu un pop a glanetașului care mușca de șerpele invidiei te repez asupra celor ce sunt înainte stătători. Și când eu, părintele tău sufletesc, îți arăt calea ce ți este rânduită de bunul Dumnezeu, te arăți trufaș. Nu pleci urechea la vorbele bune, ci ridici parul. Nu cu parul te vei înălța deasupra oamenilor, Ioane, ci cu smerenie și bună cuvință.
Iar dacă nu le ai întru tine, voi avea grijă să le înveți, după cum spune Sfânta Evanghelie de la Matei. Smulgeți neghina ca să o ardem! Bună ziua, domnișor. Să știi, Ionică, că pe toți ne-ai indignat și la popi împotriva ta. Ce să-i faci, domnișorule? Când ești sărac, orice ai face, totul ești vinovat. Altceva mi-ai neplăcut. Tu știi că George lui Bulbuc a depus o plângere la tribunal împotriva ta? Pentru bătaia de duminică? Tot mâna popii. Eu nu înțeleg. Ce are cu tine? Acu, ce sfat să-ți dau? Tribunalul... Știi și tu, bani aruncați pe fereastră. Mai bine v-ați împăcat cu Gheorghe. Veți și voi o rachie, două acolo. Ce vedeți voi? Eu n-am nimic cu el. Mulțumesc, domnișule. Lacrimirea mare minundă fața mea. Eu nu mai sunt în stare să ascund durerea mea. Eu nu mai sunt în stare să ascund durerea. Am primit o scrisoare de la Pintea. A 8-a, 10-a. Te-a scris ție, nu mie. Da. Îți cere mâna. Uitați. În cazul unui răspuns favorabil, mi-au permisiunea de a veni în persoană spre a auzi cuvântul fericirii din gura dumneavoastră și a drăgălașei și scumpei domnișoare Laura. Este și un post-scriptum. Cred că e deprisos să vă amintesc că chestiunile materiale nu sunt cu totul străine și indiferente. Asta înseamnă că o ia fără zestre. Este un suflet mare și nobil. Ce zici, nevastă, bem ceva? Da, mă duc să aduc ceva. Nu aduc, că nu m-am mărit. Nu m-am mărit, auziți? Nici să nu vă închipuiți că pot să-mi leg viața de un om. Laura, nu-l iubește pe Pintea. Cum o să-l iubească când e mai mic cu o palmă decât ea? Credeți voi că o să vă lase cineva să dați cu piciorul norocului? Nu vă gândiți la greutățile care ne zbatem. Zestre, de unde? Laura îl iubește pe Aurel. Aurel este o partidă bună. E doctorand. Dar oare s-a pronunțat el? E treaba noastră. De ce fata ai crescut? Scumpa tati, scumpa tati, tata te înțelege. Dar gândește-și tu puțin, Aurel Mureanu. Oare nu umblă el numai să culeagă floarea tinereții tale? Nu vă gândiți decât la urțenii. Hai, scumpa tati. Nu, Aurel mă iubește. Dar e un timid și un delicat. Bine. Să presupunem că ar avea cele mai serioase și cele mai sfinte intenții. Le are. Dar nu le-ar putea înfăptui decât peste 5 ani, după ce se isprăvește studiile, dacă le va isprăvi. Și atunci o să pretindă zestre. Și noi, săraci, de unde să dăm zestre? De unde? De nu. Unde? Nu, nu! Nu-l vedeți pe Pintea cum arată? Nu-mi îngrop tinerețea lângă o stârpitură, pentru că-l urăsc. Îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc. Dar de ce, scumpa tati? Uite așa, nu-mi trebuie. Decât cu Pintea mai bine moartă. Auziți? Și în general nu vreau să mă mărit. Am oroare de bărbați. Și de Aurel? Și de Aurel. Cu toții nu vă gândiți decât la... Față de Aurel am o simpatie nevinovată. E cult, e delicat. Nu m-am mărit! Mai bine ajung într-o casă de toleranță! Ți-e rușine! Mărnici! Nerușinatelor! Marș afară, netrebnicilor!
Așa, ca să te înveți să te porți. Noroc, mai Gheorghe. Bună seara, Bace Vasile. Noroc. No, șez. Ano! Pune tu ceva pe masă să alunece pălinca. Pune aici. No, șez, mă. Tu te mai doare? Nu lasă că la tribunal o vedea noi. Mă, Gheorghe, nu-i bine să umbli la judecăți. Nu-i bine. Ascultă-mă pe mine. Acolo omul sărac e ca pruncul pierdut în pădure. Mai bine îi prindeai într-o noapte și îi rupeai și tu spinarea sărântocului. Așa ca între oameni. Stai aici, împiedicat-o! Șezi lângă Gheorghe. Mă duc să vă zevite. Voi stați aici și vorbiți de ale voastre, că voi tineri. Da și tu. Ano, eu... Ia. Mă duce și eu. Ioane, să nu te lași. Dar cu ce treabă prin armadia, domnișoare? Tu cunoști pe Rozala? E nemaipomenit și bărbasul, un bețiv, niciodată n-ai adus. Treci de seară pe la noi și ne spui cum a fost, dar eu am plecat. Domnișoar. Domn părinte, eu poate mai bine să... Să nu te lași, mă, Gheorghe, că unde ajungem? Treptatea e de partea ta. Eu mă duc să văd ce și cum. Domn părinte. Când intri pe rol. Pe ce? Gândeți bine rândul, mă. Și ia așa. Ce să-i faci? Ține. Da. Din cine am luat noi, mai Gheorghe? Dar știe, dracu. Din prostie. Măi, Ioane, că n-am nimic cu tine, mă. Nici eu. Atunci, duminică... Lasă. Măi, Ioane, domn părinte m-a pus. Că eu... Așa-i slujba lui. Șorra Carol, Bulbu Gheorghe, Eștranetaș Pop, Ianoș. E gătat de cosetă lungă? De mult. Bine că n-o plouat. Bună ziua, să trăiți. N-auzi că te strigă? Planeta Searuș. De față. Bulbu Gheorghe. De față. Ochii bloc. Cum te cheamă pe tine? Iona Glanetașule. Iona Glanetașule. Tani Veșvăgi. Câți ani ai? 25, să rămân. O vai vă luvăgi.
De unde ești? Din Pripasa. Tu tot mi-ai tăiat să vii ușa Gheliut. Știi de ce ești tu aici? Nu. Megszegted a közönháborításról szóló törvény 438. paragrafusát, súlyosbítva testi sértéssel Bulbuk György, 26 éves Pripasz lakos személy ellen, mint az kitűnik a bírósághoz benyújtott 8. hó 9. napján a 732-es szám alatt iktatott panaszlevélből, valamint... Domnule judecătoriu, eu îmi retrag plângerea. Mit mond? Mit mond? Ce-a fost între noi, că poate că și eu... De ce mai veniți pe aici, ticăloșilor? Să încurcați mersul justiției? O să vă bag la recoare pe amândoi ca să vă intre mințile în cap. Bocsánat, kérek. Egy pár szóval. Ön milyen minőségben? Csak nem feltételezi, hogy egyházgyűlésen vagyunk. Tekintetes bíró úr, lelki atyai minőségemben kérem, engedtesek meg. Egy széget a tisztelendő atyának. Tekintetes bíró úr. A jogrend alapelverel van szó, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha már az érdekel fel visszavonta panaszát. A névezett egyen, aki nem tisztel semmilyen erkölcsi parancsát, regató potránkő és bojforás pripas folu minden bekes lakajának szemében. Nincs az az Isten adta vasanap, amikor Pop János ne okozna kőzbotrani. Milyen kitűnően beszéli a nyelvet. Gratulálok. Gratulálok. Vászadiket ugye spájma de lasat. Bine, parte bine. Te dezvățăm noi de ticăloșie, fii tu pe pace. Gazember. Glanetas Janus. Elitele két havi javító bördörre. O să stai două săptămâni la regoare ca să trece poftă de bătaie și scandal. Domnule judecător, eu n-am nicio plângere. A következőt. Domn părinte, du-te să nu te văd în fața ochilor, netrebnicule. Auzi la el, spurcatul și neputintele. Băieții se împacă ca oamenii și ca românii, că noi nu suntem fiari răzbunătoare. Și el poftim popă, popă? Ăsta e bun de jandar, de hoheriu, nu de popă. Acum, nu mi-e mie de pușcăria lor, că două săptămâni de hodină nu-mi strică. Lasă, dragă, că-ți fac eu o jalbă să se ducă vestea. Zici că vorbit ungurește? De aceea am și venit, domnule învățător. Să faceți bine, să mă ajutați. Hârtie, toc și cerneala. Eu zic că ar fi mai bine să mai așteptăm. Dar de ce, dragă? De ce, titule, dragă? Acum, când fierbe indignarea și revolta în mine. Te pomenești că dacă eu stau acum două săptămâni la pușcărie, baciu-mi vremea asta, mă dă pe Ana. Poate că judecătorul nu mai l-a amenințat. Oricum, vii la tribunal și te împaci acolo. Nu găsești în altă parte? Titu are dreptate, tăticule. Are dreptate. Poate că a fost numai așa, o amenințare în gol. Auzi tu, Ionică, dragă? Nebună sau? Mă duc să vă știe de lucru. Te pui rău cu Belciug. Acum, înaintea balului. Dar la trăsură. Trăsură te-ai gândit de unde faci rost? Eu nu mă duc să-i ocer nici moarte. Dar știți? Nu mă duc! Ei, las, că ne descurcăm noi. Ți-a scris Pintea? Vine la bal? E dâncăci. Vine și Aurel. Da? Nu mă interesează niciun fel de bal. Da? Și dacă vrei să știți, nici nu mă duc. Ia. Florica! Florica! Ionică! Ce faci?
Hai înăuntru, că tocmai îi sprăgeam ceva de spălat. Hai. E singură? Nu, și mama, dar ce? Șezi, Ionica. Ia că ți-am adus o rece rechei cu zahăr. Tu nu vrei? Ba vreau. Înapoi, eu mă duc, mi se pare că am uitat să... Florica, să știi, numai pe tine te iau de nevastă. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dragi de vecernie. Of, Doamne, Doamne. N-ai mâncat ceva, Ioane? Dacă mi-i da? Să iertați. Ne gândim că biserica noastră încă e bună, destul. Nu-i de bună seamă. Dar bani de unde? Ei, tare mai slăbește credința când trebuie deschisă punga. Nu, nu-i nimic. Eu totuși cred că împreună vom găsi calea să ridicăm un lăcaș. No, haideți, plecați acum și voi. Hai. Domnișoară Laura, nu pot să cred. Dacă dumneata ne oferiști, bună ziua. Veniți după vecernă, apoi vom mai convorbi. Domnișoară Laura, da. Fă-mi onoarea. Un păhăruț de vișinată dulce? Nu, 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 nu. Delicios. Cine zgătește, părinte? Ăștia? Mm. Pojoni chifli. Eu, ca burlașii. Știi, părinte, mi-ar trebui... Prișca dumitale pentru diseară. Știi, balul. Dumneata tot nu te duci și noi ne-am gândit că... Am să vă dau, cum să nu. Dar numai pentru dumneata. Pentru dumneata. Și pentru părinții dumitale n-aș da-o. Mai bine s-o arză foc, uite așa. Dumneata ești o fată deșteaptă, minunată. Mă vei pricepe. Când tatăl dumitale a venit aici, m-am bucurat. Din inimă. Am făcut totul. Totul ca să-i fiu de folos. Mulțumită? Am simțit-o de mult că mă sapă. Dar am tăcut. Când am deschis ochii, m-am îngrozit. Ei, părinte, de ce iei și dumneata în seamă toate mărunțișurile? Mărunțișuri? Când eu vreau să apăr autoritatea și ordinea, dumnealui se depune de partea scandalagiului. De ce? Ce are el cu aclanetașul lui? Nimic! Numai așa, ca să-mi fie mie contra. Și trebuie să spun, domnișoară, că m-a durut, da, m-a durut foarte mult. Că o fată gingașă și delicată ca dumneata, atunci Sara m-ai contrazis pe față, străcându-mi prestigiu. Dar ce ascunzi acolo, părinte? O surpriză? Un secret scump sufletului meu. Stai! Stai! Titu, mi-am uitat de acasă, Ivan Taiu. Ne întoarcem. Ești nebună? Vrei să-ți legi norocul? Lasă, împrumustul de la cineva. Bumă, de unde? Hai, Ioane, dă-i drumul. Hai. Auzi? Haide. Tu crezi că Aurel o să se pronunțe? Sigur. Vine și Pintea să-mi iasă scandal. Cine să facă scandal, mototorul ăla? Aurel îl domină din toate punctele de vedere. Servus, 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 servus.
Salve! Salut! Domnișoară Laura, sunteți de pe acum regina balului. Ioane, vină mai târziu să vezi balul. Intri pe ușa din dos și ai grijă de cai, că dăm de dracu. Servus. Servus. S-a onorat. De cine? Domnul Pintea. Da, mi-am permis. Nu se poate. Mi-am luat îngrădăjință. Dragă, George, să știi că nu. Nu se poate. Poftim, o coroană de la mine ca suprataxă. De George Coșbuc. Azi am să-mi crestez în grindă. Jos din cui, acum oglindă. Mamai dusă în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă, tot eu cea veche. Ochii, hai ce mai pereche și ce cap frumos răsare! Nu-i al meu? Al meu e oar! Pierdut în cruc de munte, cuib de mândre cosânzene, ce podorul ce ne arde pe ale lor frumoase gene. O, tu, simbol al duratei, dăinuind într-o lumină ce-și așteaptă izbăvirea, ce n-am târziat să vină. Schönes Gedicht! Un madrigal, un simplu madrigal. Da? Da, da. Ai și uitat că mi-ai scris 5 scrisori ca să-ți acord primul dans? Dacă nu ți-aduceam aminte. Cum să? Cum să? Am uitat să spun. Știi că Pintea m-a cerut în căsătorie. Da? Pintea? Pintea. E prietenul meu. Un băiat tare cum se crede. Foarte cum se cade. Așa? Foarte cum se cade. Vă doresc din suflet toate fericirile. Să te conduc la el. Ce frumoasă ești. Permiți? Sobald die mal hüpfen, vergessen Sie Ihre Agitation. Aber die Tische ringsum. Äuglein geöffnet und Öhrchen gespitzt. Der Alkohol löst auch die Zünglein, ne? Drei Bier! Dar de-astea de-ale noastre, numai știmăgoghii, numai valțuri. Obacht! Ia-mi aici-ți mă, o somășană! Hai! Un, doi! Hai! Iuhu!
Odată când ai să fii singură, am să-ți fac o vizită. De când mă ameninți? Sănătăți-vă! Sângele în mine când mă gândesc și te văd pe dumneata atât de gingașă, de frumoasă, în brațele jandarmului. Dar de ce? E un băiat foarte civilizat. Și e român? Laura, aș dori să-mi spui că nu-ți sunt antipatic. Puteți să înțeleg din aceste cuvinte că nu sunt nici total indiferent? Da? Nu ești. Laura. Aș putea îndrăzni să-ți spun Laura. Cum ai intrat? Pe ușă. Îți place? Îți mândre. Dar toate astea nu fac nici tot ceapă de cerată. Ți-am ieșit cu plin. Copiii sunt comoara fericită, sunt fructul binecuvântat. Așa e, așa e. Noi am avut 5, dar bunul Dumnezeu ne-a lăsat doar pe aceștia 3. Serviți, serviți, vă rog. Ei, mie îmi pare rău că îmi lipsește numai unul singur ca să avem duzina completă. Noi, cei drept, ne-am dat toate silințele. E așa, bătrânico, am tras peste 12. 11 trăiesc. Doi au murit, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Scump părinți, adorată logodnică, trăiesc o clipă prea fericită. Acum, apostolatul care mă așteaptă la Sătmar, rostul meu, îl simt într-o a chema pe calea cea bună oile rătăcite. Să le trezesc mândria că sunt urmașii lui Traian și Decebal. Da, dar fără o tovarășă de viață, ea însăși româncă entuziastă, nu mi-aș fi luat pe umeri o asemenea grea povară. Scump părinți! Bună seara să dea Dumnezeu. Ia că o vine hârtia. Stai jos acolo și taci, nu vezi că vorbește? Hai, spune mai departe. Spune, scumpul meu, așa de minunat vorbești. Nu-i așa, Laura? Da, mama. Asemenea cuvinte te zguduie și îți arată calea de urmat. O veni hârtia că musai să mă duc la închisoare. Ce spui? Uite, dragă cuscrule, unde poate duce intrigăraia unui preot care și-a uitat menirea. Să mă înveți, domnule învățător. Să nu mă lași. Dumneata e știință multă. Ia dă, dragă toxic cerneală, că nu o să lăsăm noi un tânăr harnic și cinstit năpăstuit de ticăloși și asupritori. Tată, socrule, sunt mândru de dumneata. Noi și țiganii nu te împoarcă. Lasă-te. Dar ne oamenii. Din ce căpătăm, e ca și cum am tăiat doi. Mai tăiași din bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața.
Acum îl tai. Tai. Să-mi tie săracul ca omul. Salut, mână. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ioane. Da. Culege ureșul scos din coteț. Domnul învățător și domnișorul, îl ține de picioarele dinapoi, dar bine, să nu scape. Doamnă, da. Dumneata cu Ligianu, să nu pierdem sângele, că cartaboșul e cartaboș, dar sângeretele-i bun. Stai liniștit, băghiță. Țugu, Țugu, dragă, nu te teme. Țugu, 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 Țugu. Țugu, 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 Țugu. Stai că te ajut eu. Ba, eu nu stau. Eu nu, hai de din casă, mai. Mai stai. Hai, trage în el. Trage în el tu de acolo. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Stai, mă, că nu-ți facem nimic. Hai de puțin. Doamne. Bătici. Hai, ghidi, mai, stai. Hei, tu proastă. Uite-te la ea, ce-ți veni. Asta e viața, seara o mâncat, ce știa el? Și acum... Tără. Mai adă, drag, o glajă, că nu știam că tremur. Mi-e frigă aici. Măi, Ionică, nu mi-ai povestit. Cum îți mai merg afacerile? Care? Ei, că tu nu știi. Cu Baciu. Nici cum. Ce să-i știu face? Și Ana? Ana. Păi, măi, Ionică, nu știi tu cum să-l faci pe tâmpitul ăla să ți-o dea? Dacă nu de voie, de nevoie. E, hai că te știu eu. N-o să te învăț eu pe tine cum să faci. Măi, Ionică, vezi să nu faci de prostie. Al dracului ești tu, Ioane. Săracul, Ghiț. A, păi să-l mâncați sănătos. No, să vedem. Fain, porc, are o cliță. De-o palmă. Facem o tocană, nu? Păi ce-am fost atâtea săptămâni să mă spurc tocmai acum în ajunul sărbătorilor? Doamne! Mulțumim. Cu bine, băi, băi. Ce n-ai venit la tăiatul porcului? I-am trimis vorbă lui Tatsu. Ce vă strâca acolo niște slană și niște cârnați? Mm. E vino și bei niște pălincă. Nu, că mie mi-e drag de el. Numai să nu... Să nu care cumva știi că întorc foaia. Patru boi cu lanț în corne duce pe mândra să doare. Anuță? Cine-i?
mai venit? La ce să fiu? Las că vine Gheorghe. Și tu? Tu n-ai făgăduit că Florica cu ei știe tot satul. Am făgăduit. Ce-am făgăduit? N-am făgăduit nimic. Dacă și ție ți-e scârbă de mine, că nu mai la avere vă uitați, nu la om. Și eu, din pricina ta, nu mai pot închide ochii toată noaptea. Dacă știi câte nopți am stat în ploaie și în frig, știu cum flatul ăla. Poate că... Hai în casă. Hai. Ce faceți voi acolo? Mă, Gheorghe. Din dracu. Ioane, Ioane, scoală-te! Tași, mă, prostule! Ioane, scoală-te! Au venit jandarii să te ia! Lasă-l să doarmă! Să trăiți! Tu ai făcut o plângere către înălțimea sa, domnul ministru al justiției? Da, să trăiți, ca să vă zic...
scrie. Nu, mai încolo, mai încolo, femeie. Asta-i? Da, raportez cu supunere. O las dat ol iar loc noc meltoșagă ministerului ele. Eșcherem meltoșagă dat solgatoșon. Neke migo șagot, eg hibotașarol meg feletkezet povgaladul săt fondor latoi. Elene ben eșegi, tărveni săge, tărveni săge, biro ele nochi. Mă, tu ai scris-o? Raportez cu supunere. Scrie, nu cunoaște limba oficială. Ne-mi ești merioz, ala min nu el ved. Așa. Raportez cu supunere. Eu n-am fost de vină, știe tot satul. Și albă, ai făcut-o domnul învățător Herdelea. Băiatul meu e bun ca pâinea lui Dumnezeu. Da-și dracului, mamă. Învățătorul ți-a scris-o. Raportez cu supunere că nu știu. Scrie. Nu, fătul meu, cu asta gătar. Jalba au ajuns unde trebuie. Sus. Acum e închetă mare. Pe domnul învățător eu l-am urcat. Domn judecător, foc și para. Ne, cred și eu. Da, acum vom vedea. Jinars. El n-a vrut să știți, domnule stranger meșter. N-a vrut așa să mă vadă Dumnezeu. Bună seara, Laura. Cristu, ca să nu pățească ceva, domnul învățător Herdel. Taci, dracului, mamă, ce te bagi așa? Dar el nu-i de vină, numai domnul învățător l-a pus, numai el l-a pus. Taci, mamă, dracului. Mă rog, treaba voastră. Ioane, Ionica. Lasă, dracule, să nu suf. Hai în casă. Hai să nu ne certăm aici în uliță ca țigani. Hai înăuntru. Zău că e frumoasă. S-o stăpâniți sănătoși. Oare i-o plăcea lui George? Ei, George. Auzi, dacă tu fi Constant. Întreabă-l pe taicătu. Tăicuță, e tare frumoasă, mulțumesc. Da. Crezi și eu că e frumoasă, câți bani a costat. Ioane, nu ți-e rușine. Nu ți-e frică de Dumnezeu. Vuiește tot satul că stai noaptea până în zor la baciu cu săraca Ana. Nu te gândești că dacă vă prinde, pe ea o omoară. Dar mai lăsați-mă în seama necuratului. Că nu-s copil. Și știu eu cum să mă port. N-am nimic cu Ana. Și ce vă potriviți cu vorbele satului? Ce aveți dumnealor voastre de vă potriviți? Ce-am umblat la domnișoara Laura? Nu ți-e rușine, ticălosule. Asta ți-i recunoștință pentru tot ce-am făcut de pentru tine. Lasă-l, drag, e tânăr, nu știe ce vorbește. Las că știi, dumneata. Bine m-ai sfătuit cu jalba aceea. Au venit jandarmi și știu tot, auzi? Tot. Că dumneata ai făcut-o, că domnișoara Laura a scris-o. De ce nu m-ai lăsat în pace să stau închis două săptămâni acolo, că nu era foc? Mai tăiam un lemn, două. Mai câștigam un ban. Am uistat două luni, sau poate doi ani. Și nici dumii tale nu ți-o fi moale. Asta ți-e recunoștința, Ioane. După ce m-ai rugat o seară întreagă, am și martori. Pe cine? Pe cum scrii dumii tale? Fai martori. Că doar nu să fie de partea mea un sărat și năcăjit. Uiți că plângerea mea te-a scăpat din temniță. M-a scăpat. Ce știu eu ce ai scris dumneata acolo? Și mai frumos de cum m-am purtat eu cu domniile voastre, nu s-o purta nimeni. Dar am unul nimic. Să fim sănătoși. De-am încolo umbla eu după capul meu. Să dea Dumnezeu sănătate. Flendărosule, porcule, bicisnicule! Mie de nimic nu-mi pasă să știi. Ce-i cu tine? Ce-i zis? Cred că am rămas grea. Să mă duc.
La bună vedere. Am venit să vă spun și să vă rog de iertare. Eu n-am vrut. Dar domnul învățător și doamna... Și zici că... domnișoara Laura a scris cu mâna ei. Așa să mă ajute Dumnezeu. Culmea ipocriziei. Nu, nu-i nimic. Dacă e vorba de făcut rău, am să-i arăt că nu-i greu deloc. Eu vă rog de iertare. Auzi, Ioane, eu nu mă amestec, dar știi... Satul vorbește că tu și cu Ana. Spune-mi adevărat. Da, părinte. Da. În definitivă, foarte bine. Ce drept are ticălosul ăla de bețiv să chinuie sufletul bietii fete. Oricând ai nevoie de un sfat, de un sprijin, casa Domnului ți-e deschisă. Știi unde găsești adăpost sufletesc? Montamnei. Așa nu stau. Eu regăl. Nu la văd la uiteță. Dragă frate, eu trebuie să am niște lucrări neregulate și... mulțam pentru tratațiune. Sursum corda. Ah, Herdele Aur. Novo, Ioan. Vă știam un om liniștit. Nu bănuiam că aveți așa un... cum se zice... hoți orselem. Temperament de luptător. M-ați acuzat în fața instanței supreme de călcarea în picioare a legilor. Rostindu-l, Otuon. Perfect, perfect. E dreptul dumneavoastră? Înălțimea voastră. După cum cred că vei fi de acord, e și dreptul meu de a-ți deschide un proces de calomnie. Destul de primitivă, domnul Erderea. Obirușac, tekintine, cos ola așa așa. Subminarea prestigiului justiției. Domnule judecător. Dar de ce stați în picioare, domnule Adelea? Vai de mine. Faceți-ne cinste să ne onorați masa cu prezența dumneavoastră. Cedeți. Poftiți. Poftiți. Țeriți. Domnul Marcus, poate aveți ceva special, ceva fin, ceva potrivit cu gusturile domnului învățător din pripas. Imediat. Domnul Bernstein. Domnul Bernstein mi se plângea că prima rată a poliției pe care ați contractat-o pentru cumpărarea de mobilă domnișoarei Herdelea, complimentele mele, este un scris cu adevărat artistic. N-a fost achitată la timp. Domnule Herdelea, afacerile merg așa de rău. Nu sunt bani. Așa că domnul Bernstein s-a adresat justiției. Dreptul lui, nu-i așa? Și justiția? Tereat mundus fiat justiția. Tekinteteș biroul, permiteți-mi să vă explic. Herdele Aur, între noi intelectuali, explicațiile la ce bun? Thank you.
faci tu, savistă? Ce faci, savistă? Ce fugi așa, dragă ta? M-am întâlnit cu salvista și așa mă știu spărea. Ei, proastă. N-am dat de mâncare la vite. Lasă, lasă, că am dat eu. Tu... odinește-te, ori stai aici la uliță. Lasă, lasă. Tu n-ai vreo poftă de ceva? De ce? Știu și eu de orice, de o poamă, de altceva. Tu care ești pierdută în neagră veșnicie, Ioane, Ionica. Ce cu tine? Ce-ai nebunit? Dacă te vede oare cine? De ce n-ai mai venit? Lasă, hai să pricep tu, mai încolo. Măi, Ana, slabă minte ai și rău mă cunoști tu pe mine. Și eu, când am fost picior cu răpusata mumă ta, înainte de că altfel... Numai că mă mir eu și mă minunez, de ce nu vine și el ca omul? Odată ce... Păi și el prost. Aminte, dacă știi să te poți face ce vrei cu el. S-o fi rușinat. Nu, adă tu clopul și laivărul cel nou. Nu fi ca o capră. Las pe tata. Noroc, mă, Tomo. Ce-i, Vasile? Nu, unde-i, Gheorghe? Îi la piu. Bace, Vasile. Apă, mă, Gheorghe, văd că nu te poți cum trebuie. Păi cum mă port? Te-am ogoit ca pe ochii din cap, te-am îmbrățișat, te-am cinstit și tu acum ne faci de rușinea lumii. Cum ai zis, Bace, Vasile? Apoi vezi că nu ești unde treabă, mă, băiete, mă. Apoi de ce? Apoi că nu ești de treabă. Te-ai legat de fata mea, ai lăsat-o cu burta la gură și amu te faci că nici nu o cunoști. Eu? Că doar nu eu. Doamne, iartă-mă și nu mă pedepsă. Greșești, Bace Vasile. Nu-s eu. Pot pune mâna pe cruce. Mie Anuța mi-a fost dragă. Am venit la dumneavoastră, m-am sălit în fel și chip să facem cum e mai bine. Dar dacă s-a întâmplat altfel, nu-i vina mea, Bace Vasile.
Eu când am văzut cum iese altul noapte din casă, m-am tras la o parte. Mie îmi pare rău, dar acum ce să faci? Vasile, dacă m-ai ascultat, nu te mai pune cu... Rapandula! Tu l-ai, doamne! Ministrii cui te-au adus pe lume! Cui cu omoară? Săriți oameni, mă, omoară! Nu mai da, Vasile! Tu nu mai mișcă! Vasile, mă, lasă-mă pace cu omori! Mă, Vasile, mă, vă auzi, mă! Nu-i da cu omori! Nu-i da cu omori! Lasă-mă, mă! Dă-mi-mă! Nu-i da cu omori! Nu-i da cu omori! Îți fie rușine, ticălosule! Zice, domnișoară. N-ai auzit ce a făcut Vasile Baciu? Am auzit. Grozitor. Și tu? Las, că bine-i face. Las, o bată, că așa-i să cuvine. Nu-ți rușine să vorbești așa? Bunule de spânzurat. Zice, eu am sălit-o. Ea n-a vrut. Sunt lucruri pe care o domnișoară n-ar trebui să le cunoască. O domnișoară adevărată se ocupă cu cântecele frumoase, cu lucruri de mână și uneori, nu-i așa, cu caligrafia. Toți sunteți la fel. Toți bărbații. Niște canalii. Acum, bătaia nu-i strică, că despre restul ne las pe mine. Să rămână, domn părinte. Știu că nu-i frumos. Știu că nu-i bine. Dar unde-i dreptatea, domn părinte, ca eu să fiu slugă? Cine-i de vină că viața e așa? Să mă ajuți, domn părinte, că ți-o fi mulțumitor toată viața. Lasă, Ioane, lasă, hai că ne prinde Sara. Pământul ăsta a fost al nostru? Toate au fost ale noastre, Ioane. Toate. Ați avut și domniile voastre pământuri în privas? Nu vreau să spun a poporului nostru. În vecii vecilor și vor fi iarăși ale noastre. Așa mă gândesc eu. Când ai vândut lui Baciu iugărele astea, tata? Am 8 ani, că îmi pare să cam vrut să dau la gimnaziu. Ai vrut pe dracu. I-ai beut. Mamă, nu-i nimica. Aici îmi pune porumb, că ți-o minte că era un loc bun. Iar din coace... Ioane, tu citești gazetele? Eu? Ce am eu cu ele? Uite, se apropie alegerile. E un prilej foarte bun, minunat, de a face măcar un pas spre visul nostru secular. Tu-l cunoști pe Grofșorul? Ce treabă am eu cu el? Stați jos. Ce s-a întâmplat? Nimic.
Suntem într-o stare de înapoiere spirituală îngrozitoare. Primitivism. Nu mă mir că fac străinii ce vor cu noi. Dar va veni a clipa când... Uite. Ce-i asta? Am primit o circulară de la inspectorat. Alegerile care se apropie trebuie să fie o ocaziune pentru fiecare funcționar al statului ca să-și demonstreze patriotismul și atașamentul și... Rușinare. Amestec în liber arbitru. Da, numai că... Numai că ce? Nimic. Cu grosor deputat le arătăm noi. Sper că nici o clipă nu te-ai gândit să faci tranzacții cu conștiința. Mamă, ce să-i faci cu burta la gură? Vezi bine și tu că nimeni în lume nu te mai ia. Tu ai greșit, draga tati. Tu să îndrepți. Nu zic bine? Bine zic. Acum te duci la granetașul tău, tu ți l-ai ales. Vă învoiți că eu n-am ce să mă mai amestec. Am să mă duc de atunci. Nu, drum bun. Asta lasă. Dumnezeu cu tine. Ai mai venit și tu pe la noi, Anuțe? Am venit, doamna Zenobie. Am venit pentru Ionica. Dar ce-i porunca, Ana? Ce vrei cu mine? M-a trimis tata pentru... A, păi dacă te-o trimesc pe tine, rău te-o știu trimit. Așa să-i spui. Că eu cu tine n-am ce să mă sfătuiesc. Dar cu mine a lui... Am vorbit și nu am tocmit. Hai, hai, du-te acasă și vorbește cu taicul. Să nu supărăm pe Ionica. Păi suntem și noi săraci, că abia avem după ce beam. Cum să mai avem de unde hrăni două guri? Până câta lună ești, dragă. Tu să lei pe taică tu cu binișorul. Să-i spui să se dea pe brazda cea dreaptă. Să nu se mai uite de sus la noi. Că ai auzit ce a spus Ionica. Suntem și noi oameni, nu câini. Că dacă nu era glanetașul să ne bea averuța cea bună, altcumva am fi vorbit noi cu satul și satul cu noi. Așa? Oțu și sărântocul. Adică să mă rog eu! Să mă milocesc și să mă căciulesc eu! Ce animale, Dumnezeule, ce animale! Abia aștept să mă mărit, să plec de aici. Parcă în altă parte e altfel. Măi, Ioane! Cum treci așa pe lângă mine, parcă nici nu mai cunoaște? N-ai tu, băiete, nici un pic de rușine? De ce să am? Păi, fata mea, cu cine a rămas grea? Cu mine, cu altul. De unde pot să știu? Să nu-ți pară rău, măi, Ioane. De ce să-mi pară rău? Mai bine aveți să nu-ți pară rău dumitale. Rușine. Rușine. Să uită lumea la voi. Nu o lăsați. Nu vă osteniți, domn părinte. De ce? Lasă, Vasile. Lasă că și apostolii spălau picioarele cerșitorilor. Asta e menirea noastră. Nu suntem noi cerșitori. Taci-mă, prostule. Aud, dar nu-mi vine să cred, Ioane, că n-ai vrea să iei pe fata asta nenorocită.
Deși vezi bine și recunoști că ești vinovat. Apoi nu-i frumos, mă, Ioane? Că fata urâtă nu-i, de neam rău nu-i, pe drumuri nu-i. Româncă este. Spune și tu, Ioane, nu vorbesc eu bine? Tu de asemenea ești băiat bun, muncitor, așezat. Câte rele le-ai fi făcut, le-ai făcut îndemnat de alții. Știm noi cine. Cum se poate una ca asta? Aud? Domn părinte, să vedeți. Nu vedeți? Numai atât o vreau să mă silească. Nu e adevărat, piciorul nostru nu e din ăștia. Domn părinte! Vorbești cu păcat, vă zic, vorbești cu păcat. Eu acum arată păcat. Ia nu! Hai, vorbi și tu. Nu vedeți? De asta v-am chemat. Să vă tocmiți, să vă înțelegeți. Eu nu mă codesc, domn părinte. Eu da. Ia-că-te să-și ia și să fii sănătoși. Nici eu nu mă codesc. Că m-ar bate bunul Dumnezeu. Numai că vreau să știu ce iau. Ce-mi dă. Am dreptate ori n-am. Îi dau fața acum. Iar după moartea mea tot ce m-a gonisit. Că doar n-o să iau cu mine mormânt. Dar păi cu fața dumneavoastră ce să fac? Ce să fac? Am eu avere ca dumnealui? Am eu pământ? Ori poate vrea să ne băgăm slugi amândoi, să nu pierim de foame. Să munciți și o să aveți. Dar până acum n-am muncit. Nu mi-am zdrobit oasele. Că Dumnezeu mi-e martor, numai cu mâinile în sân n-am stat. Și ce folos? Și acum să hrănești și pe fata dumnealui. Că ți se pare că dânsii nu-mi sunt până peste cap. Cât trăiesc, nu dau nimic, nici un crăițar, nici o palmă deloc. Mai bine o omor și o îngrop. Cel puțin știu că am omorât-o eu când m-a ascultat. Apoi dacă așa vorbește, degeaba ne-am ostenit. Și am năcăjit și pe domn părinte. Dacă o socotit că vrea să-ți bată joc de fată și să-mi smulgă averea, rău să socotit. Dar de ce vorbește așa? Că ficiorul nostru se uită la Ana ca la lumina ochilor. Dar spune și dumneata, cu ce ai vrea să hrănim? Cu ce? Ficiorul nostru e tot satul. Păi îl mai prima. Prima. Scol. Ba, nu se poate. Dar ce sunt eu? Ultima calică? Dar a spus-o clar, scumpul nostru, Pintea, fără zestre. Da, dar asta nu înseamnă și fără trusou. Cum nu înțelege atâta lucru, tată? În trusou nu intră și cele necesare pentru începutul tinerei gospodării? Doar nu-i vrea să-i pretinsă să-mi cumpere și chiloții, nu? Și buna cuvință cere tatălui Miresei să plătească taxa de hirotonisire a tinerelui. Da. Da? De unde? De unde? Mai fă un împrumut. Da? Dar ăla pe care l-am făcut pentru salonașul ăsta, bate-l Dumnezeu să-l bată. Știți voi? Nu te întinde la luxuri. Ăsta nu e lux. Pite te vrea pe tine și numai pe tine. Cred și eu că vrea. Bună seara, sărumână. Ce mai vrei? Nu ne-ai făcut destule? Ce e? Ați ajuns la oare ce învoială? Păi de cam pe acolo facem nunta și apoi o mai vedea noi. Domn învățător și doamnă, am venit cu rugarea să binevoiți să ne fiți nași. Că noi, în afară de dumneavoastră, n-avem pe nimeni. Și-o-i fi recunoscător până la capătul zilelor mele. Gros obraza, Ioane. După câte ne-ai făcut să ceri învățătorului să cheltuiască bani cu nășitul. Amu, iertați și dumneavoastră. Suntem proști. Zău iertare-ți. Am greșit, vă-s bine. Greșeala ta poate să mă bage pe mine în temniță. Să-mi pierd rodul muncii de 30 de ani. Hai să vezi, dumneata, domnul învățător, cum o îndrepta eu tot ce am stricat. Că sunt și eu fericit. Amu, voi avea pământ, voi avea de toate. Amu, numai sănătate să-mi dea bunul Dumnezeu. Știți că nu este o idee rea deloc? Am putea face amândouă nunțile odată. Să vadă străinii că la noi, intelectuali și poporul sunt una. Yeah.
tot o merg să tot mâncăm. Fiindcă nu știm cât durem. Ia nu vin cu tine, Ia nu vin cu tine. Veți mâncați și vă veseliți că e de urmă. Mini, dragi scălărați! Minesele călărite! Vai, ce indecență! Mă iubești. Spune sincer. Te mai îndoiești? Dragul Nicu și Regeu! Carina asta a fost eu! Ajuns să răncuscui, să răntocui. Vine ceasul desrobirii, adunat în noi de veacuri. Râurile îl poartă în lume, munții îl înalță în slavă. La birese, oh, che bore de creiese, manuța-i ostenită, drușca ei îi ține loc. Titule, joacă-te în locul meu. Asta poate joacă bine! Așa, bine, mireasă, hai la joc, tatăl. Veniți la bucașor! Ei, dai-o joc cu cine place! Să te trăva ce te place! Dar candidatul Partidei Naționale nu poate strânge în brațe niște tinere mirese românce. Poftește, poftește, domn Grosov, poftește. Ia-i, Ana. Haideți la cealaltă mireasă. Hei, domnul doctor, se aruncă ca să joace o mire, scuică. Să rămână, părinte. Dragă părinte, în aceste momente solemne, mă bucur, dragă Vasile, că gândirea sănătoasă o învins până la urmă pornirile necugetate. Numai tu mi-ești, dragă lume, auzi? Numai tu. Auzi tu, Florica? Plângi, mireasă, plângi. Mai bine fi plâns înainte. Amu, ce bocești? Că doar nu merg la spânzurătoare. Oare cât s-o fie adunat? Las că-i număr eu. Să nu iasă vreo încurcătură.
Să rămână la tatăl socrului. Acum am încet, hai. Fericit. Rămâneți cu bine. Sănătate. Să rămână. Viață. Draga, mami, vină cu aia. Mulțumesc. Să rămână. Stai grijă. Să rămână. La revedere. Stai, mă întipă. Laura, acum viața mea nu mai are niciun rost fără tine. Titule, titule, nu vrei să ții adio de la Laura? Adio, adio. Ditu. Ce adio? Pinta, vezi să nu mă faci de râs. Da. Cu bine. Să te schimbi, mamă. Să rămână, mamă. Laura, să rămână. Drum bun! Să nu mă uitat, mamă! Cu bine! Dar pe cum, Ioane? Toată lumea are, numai tu faci surug marșiră. Numai prostul se grăbește. Că-ți spune și tu, draga mea, poate eu lucra singur toate pământurile noastre? Musai să tocmesc ajutare. Zoa bună. Zoa bună. Da, Ioane, îi musai. Numai că vezi tu, amu, tot să grăbești și mâna de lucru mai scumpă. Că aveți de o săptămână, 10 zile, oamenii sunt mai ieftini. Nu zic bine? Bine zice, Enric. Șez! N-o vezi? Că și singur nu mă mâncă gunoiul. Am o să-mi găsesc eu o vădană mai tânărucă cât mă sâmțesc în puteri. Apoi, tată socrule, am venit să vorbim și noi de întăbulare. Noroc să dea Dumnezeu. Sănătate. Ana, ia și tu că e îndulcit, face bine. Care e întăbulare? Adică să facem acturile la notar. Care notar? Păi nu ne-am tocmit așa? Ne-am tocmit, vezi bine, de dacă îți dai o ție pământurile, eu cu ce-i rămâne? Ori ai poftă să mă vezi slugă la străini? Ba, ferească Dumnezeu, îi sta la noi. Adică să fiu ție slugă. De ce slugă? Nu, fătul meu, să nu lungi vorba degeaba. Nu zic că nu-ți dau. Dar după ce-i muri eu, atunci faceți voi cum știți. Cât trăiesc eu, nimica. Nimica, nimica? Cum ai auzit? Cum adică? Și eu? Nu, că m-am gândit și la asta. Nu vreau să-mi zici că mi-ai hrănit fata orică ai luat-o goală. Na. Îți dau voie să alegi 5 locuri care îți plac, luați-le, munciți-le, sunt ale voastre. Dar scris nu. Așa ți-i vorba, socrule? Așa. Bine. Să vedem ce ori zice șanța. Da, să vedem, poți ști. Cine mă poate să-ți dau dacă nu vreau? Ori să mă scoată din averea mea. Băiete,
Crezut ai că poți să mă învârtești pe mine? Rău ai crezut! Noroc bun! Și tu? Tu de ce ai tăcut? Ce era să zic? Cum ce era să zici? Să zici că sale tale. Ori poate v-ați înțeles să vă bate joc de mine. Ionica. Ionica, Ionica. Mai lasă-mă dracului. Ia să te iei tu frumos. Să te duci în drept și să vorbești cu el. Că nu e om rău, să știi la mine. Numai că e încăpățânat. Parcă tu cum ești. Să nu vii în drept fără. Ai auzit? Bună ziua. Oh. Ce te-a alungat? Cum o să mă alunge, taică? Nu, atunci bine. Fii bun. Fii bun, te rog, fă-o pentru mine. Pentru mine și pentru copii. De. Pentru că v-ați învoit. Sunt martor că v-ați învoit. Și acum eu te rog, te cuțin. Ce v-ați spus pe capul meu? Să mă jefuiți? Rapandu-le! Să rabi și să tacă. Ce să faci dacă așa nu lăsa Dumnezeu? Mai pentru tine le-am făcut pe toate. Și să mă aștepți. Auzi? Să aștepți. Până când, Ioane? Până când? Măi, Ioane, fătul meu, nu-i frumos ce faci. Cine-s, domni? Ce sechestru? Mamă, știi, ratele. Care sechestru? Polița. N-am vrut să vă necăjesc. N-am vrut să strică bucuria nunții. De fapt, judecătorul, el mă urmărește. Și domnul Berstein... Onorată doamnă, o simplă formalitate. Așa cum am avut onoarea să explic și domnului Herdelea. Nu vă faceți griji, doamnă, totul va fi bine. Totul va fi bine, doamnă. Lucrușoarele mele, dragile mele lucrușoare. Doamnă, te-am ajuns. Toate acestea se vor termina când Grușorul va fi deputat. Acum ai să înțelegi și dumneata, tată, că numai un deputat al nostru ne poate salva de toate aceste samavolnicii. Servus, colega! Salve, doctor! Vom învinge! Domnul avocat! E vremea să suni și pentru noi ora mântuirii. Nu mă uitați, domnule! Domnul avocat! N-avea nicio grijă, fii liniștit, cazul tău e ca și rezolvat. Ești alegător? Cum rămâne? Mi se pare... Cum ți se pare? Ești ori nu ești? Vezi, de-aia pățăm ceea ce pățăm, pentru că ne cunoaștem drepturile, nici îndatoririle, nici obligațiile. Domnul avocat, toți o să votăm pentru dumneavoastră. Așa, vezi? Martore? Am pe Mitrea Lucioară, așa. Pe Gheorghe Alubov, foarte bine, foarte bine. N-avea nicio grijă, scot eu înapoi toate pământurile, numai vezi să nu se răzgândească martorii. Acum onorariu. Mă rog? Banii. Care bani? Banii mei, mă, flăcăule, ori te gândești, măi, la ai tăi. Servus, Cornelius. Servus. Nu-i așa, nu ne lăsăm, Virtus Romana rediviva. Ione, jumătate acum, jumătate după proces. Cât? 300 de coroane.
Hai, 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 că n-am vreme de tocmeală. Îți convine bine, nu-ți convine, îți cauți alt avocat. Da, domnișoare. Domnule avocat, domnul avocat, vă rog frumos, procesul meu cum rămâne? Așa vezi. No, mă. Da, domnișoare, vă ascult. Domnule avocat. Tată, te rog să nu arunci oprobiu asupra neamul nostru. Să nu arunci greutatea poziției tale în balanța unui Herman Beck. Grofșorul nostru va sparge zidurile Parlamentului din Pesta. Pentru nenorocit de proces, pentru că ai apărat un săran român la ananghie, să trădezi o cauză. Crezi că Beck va pune o vorbă bună pentru tine? Bă, băiete, nu uita că deocamdată până și patul în care dormi este sub sechestru. Omul să aibă grijă de pielea lui, atâta. Restul-i treaba celor mari. Oare de ce nu ne scrie, Laura? Sunteți groaznici. Groaznici! E tânăr. Dacă nu vreți să facem nicio jertfă, cum vom triumfa vreodată? Cum? Vă întreb cum? Pentru drepturile noastre va lupta și se va bate. Iată ceasul de zdrobiri. Iată ora așteptată pentru care suspinarăm. Cu amar, alean și dor, bați un vânt de libertate. Deputat va fi Grofșor. Sper că tatăl tău nu ne va face de râs. N-am avut ocazia să-i vorbesc. Știi evenimentele dintre noi. Hai, băiute, vorbește, grofșorul nostru! Frați români, manifestându-ne în lupta unită pentru o proprie viață națională, chezășia tăinuirii tuturor drepturilor noastre, istorice și veșnice, pe acest pământ contra urii și falsificărilor în bătălia de 1000 de ani. Hai dați, băieți, faceți loc, faceți loc. Suntem alegători. Pardon, certificatele de alegători. Sigur, vechea și cunoscuta birocrație, neîncrederea. Poftim, în ce stare? Treci. Unde ți-e cartea? Cartea? Bă, n-are. Socrul său nu i-a întâmpulat încă averea pe numele lui. Nu-i rând cu oamenii. Nu, du-te încurci lumea, hai. Nu, asta n-are ștampile recente. Ce sunt eu de vină, părinte, dacă alegătorii noastre nu respectă formele legale? Și dumneata, domnule locotenent. Dumneata ești român, l-am cunoscut pe tatăl dumitale, îmi pare rău. Și mie. Sunt ofițer, părinte. Respect ordinele. Poftim, poftim, în ce stare e? Dar ce are? Nici nu se poate citi numele. Înapoi, înapoi! 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 Dați-vă înapoi! A curs sânge nevinovat! Domnule candidat, nu e voie să citați mulțimea! Vă fac direct răspunzător! Teroare, fraților! Teroare! A curs sânge nevinovat! Renegatule, rușine, trădătorule, hai! Apriere, Herdelea. Îmi pare rău, domnule Herdelea, că vă rog să nu intimidați alegătorii. Nu îngădui nicio presiune morală. Bine că îngăduiți presiuni materiale, sub formă de vârfuri de săbii.
Domnul avocat, și procesul meu. Nu s-au dat încă rezultatele. Care proces? Procesul meu cu Baciu Vasile. Ah, merge perfect. Vine! Obiso Čak, îți s-a văzut o ștăp și gel. Obici Beck Hermon urat Nilvan Čotkici și nu-i nimic. Mai sunt și alte alegeri. Învățăm și din înfrângeri. Cunoaștem noi sistemul dumneavoastră de fraude. Așa e dacă nu suntem uniți. 5 voturi. Gratulálok. Nagyon örvendek. Bravo, köszönöm. Bravo. Gratulire, gratulire. Danke. Ich gratuliere, Herr Abgeordneter, wenn ich einen unserer Anhänger vorstellen dürfte, gestatten Sie, Domnul Învățător Herdelea din Pripas, der Dorfschullehrer aus Pripas. Bucuros, bucuros. Ich melde gehorsamst, ich wage dem Herrn Deputierten einen ganz persönlichen Fall zu unterbreiten. Die Machenschaften einiger, die meine unentwegte Treue zur Krone und zur Monarchie. Mein lieber Herr, Herdelea. Herr Herdelea, ich versichere Ihnen, dass ich mich ganz persönlich und in aller Ernsthaftigkeit Ihres Falles annehmen werde. Dankeschön. Ich erwarte Sie morgen. Gratulale, Frau. Ich bin Herdelea, Lehrer in Pripas. Ich habe gewagt, Ihnen eine Denkschrift zu überreichen. Ach ja, Herr Herdelea. Sie glauben wohl, ich bin ins kaiserlich-königliche Parlament gewählt worden, um mich mit den kleinlichen Intrigen eines vom Kopf vergessenen Dörfchens zu befassen? Wenn sich über dem Reich drohende Wolken ballen, müssen die Abgeordneten einen Schutzwall um ihre geliebte Majestät errichten und dürfen sich nicht in Kleinigkeiten verzetteln. Als Intelligenzler müssten Sie das verstehen. Nehmen Sie Ihre Denkschrift und gehen Sie damit zum Dorfgendarmen. Das ist seine Aufgabe. Und Ihre? Was ist Ihre Aufgabe? Lügen und Versprechungen vor den Wahlen. Und nachher, wie sagten Sie, die Schwierigkeiten der Leute? Sie vergessen, wo Sie sind? Ich vergesse nicht. Înainte am uitat. Când mi-am călcat în picioare misiunea mea de dascăl român, necăjit. Și ți-am dat votul meu. Nu-i nimic. Poate că am avut nevoie de lecția asta, acum la bătrânețe. Ca să înțeleg ceea ce de fapt știam de mult, că din partea supritorilor n-ai la ce să te aștepți. Asta miroase a răzvrătire. Va să zic acum înțelegeți românește. Când e vorba de astea umstürzliche Ausfälligkeiten. Înțeleg. Sunt mândru de tine, tată. Acum sunt mândru de tine. Nu știu dacă am făcut bine, dar nu mai puteam. Titule, înțelege-mă și iartă-mă. Deci eu pentru voi, dacă aș fi singur, dacă n-aș avea responsabilitățile astea familiare, dacă aș mai fi tânăr, dacă n-ar fi atâtea necazuri... Dragul dacă... meu, tineri bătrâni cu necazurile, cu micimile noastre omenești, ceva totuși trebuie să nu uităm. Știu, domnule avocat, numai că pentru omul de rând idealurile sunt una și realitățile sunt alta. Și tineretul ce zice? Că în afara idealurilor noastre nu are rost să trăim. Că altfel e viața. Lasă. Ce știi tu ce-i viața, copile? Poate că știe mai bine decât noi. Sigur știe mai bine decât noi.
Vică? Ne vede cineva. Cine? E trecut de miezul nopții. Te întreabă judecătorul să spui că mi-ai căzut în genunchi. Și eu de 5 ori te-am refuzat. Și tu te-ai apucat să scrii jalba cu mâna ta. Eu nu mai ți-am tradus-o, așa să juri, auzi? Da, nașule, nu-ți fac grijă. Ca stau eu în temniță și în locul dumnei tale. Dar ce nu mai copii. Nici așa nu-i bine. Tu auzi ce zic eu? Mă asculți? Ba da, nașule. Atunci uite cum spui și juri. Că ai venit la mine o sticlă de răchie și am tot închinat noi și am băut și eu, care nu sunt învățat. Și sub influența alcoolului e... Ții minte? Așa, ce-ai drept, îi primar, bate Dumnezeu. Rău om. Mă gândesc că la tribunar... O am găsit și pe avocatul meu, pe Grofșor. Ioane, mă tem că azi o pățim rău de tot amândoi. A, voi, cum o vrea Dumnezeu, hai, haide. Momintos, chitiunii cotonu, belciuc tistele de urvala mașa aboliș, o chichiele în tătă, o cemit șem tu do ponos rol. It o tekintetes törvényszék színe előtt ugyancsak szükségesnek látom bizonyságot tenni a korona és az állam intézményei iránti ragaszkodásomról. Amint az kitűnt a beképviselő úr választása alkalmával tanúsított magatartásomból is, megmagyaráztam Beck országgyűlési. Térjünk a tárgyra, kérem. Képviselő úrnak is, hogy csak is ittas állapotomban. És Klanétás Pop János ösztökélésének engedve, aki természetesen a maga tudatlanságában a legcsekélyebb rossz szándék nélkül igyekezett rábírni, hogy elvégezzem a panaszlevél puszta fordítását. Ítélhetünk, ugye? Jól van, nem? Őfelsége a király nevében. Glanétási Pop János. Az igazságszolgáltatás rágalmazásáért 5 havi fogházra és 100 korona pénzbüntetésre ítéltetik. Őfelsége a király nevében. Herr Delia Zakariás, pripászbeli tanító, rágalmazásban való bűnségeért 8 napi fogházra és 50 korona pénzbüntetésre ítéltetik. Jól van. Menjetek ki. Kész van. Kész van. Kész van. Következik Szemlér János panasza Mészáros Lajos ellen. Csúszász. Csúszász, nasule. Nașule, ce-i, Doamne ferește! Ioane, curând începem acțiunea. I-am fi trimis citațiune. Da, domnule Herdelea, ai văzut și dumneata dreptatea lor, a celor pentru care, în sfârșit, n-ai avut noroc. Președintele ăsta e un câine fără suflet. Trebuie să te aștept să fii suspendat din slujbă. Firește, provizoriu, până la judecarea apelului. Dacă vrei să mai faci apel. Ha? Mă rog, asta e treaba dumitale. Tu să n-ai nicio grijă. Îl înfundăm noi pe Vasile Baciu de nu se vede. Să vă trăiască Dumnezeu într-un mulți ani. Așa. Nu, nu, că doar nu-s episcop. Nu-i nimic, nașule. Șed eu în temniță și în locul dumitale. Suspendat. Și amenda o plătesc. Tot. Suspendat. Am de unde. Suspendat. Și-a tocmit avocat mare țâpă bani în stânga, în dreapta. Bătul ar bunul Dumnezeu. Dar de ce nu vă împăcați voi, Bace Vasile?
Oamenii trebuie să se învoiască dacă nu-i archip. Cu cine să te împaci, omule, cu Gilcosu, cu Hoheriu? Mai doriți ceva? Mai încolo. Auzi, eu nu mă bag face, Vasile. Bă, băiete, ți-i dădeam tot. Și nici hârtie eu nu luam. Eu zic așa, să scrii pe el cât i-ai făgăduit, că oricum nici și el se gândește. Nu luam de la tine. Avrume! Ia dă-mi și mie o leacă de strop și ale tărtane. Așteaptă, ce strigi așa? Așteaptă! Așteaptă. Dar cine ești tu, mă, să-mi spui tu mie să aștept? Să-mi dea Muta sau Rivka? Bine, bine, bine. De ce ții tu crâșmă dacă îmi spui tu mie? Rivka! Da! Măi, Ioane, hai mai aici, că nu te mâncă nimeni. Mă rog, bun socru. Bătune cel de sus, ce fel de socru și ginere suntem. Vina mea e? Uite, Ioane, ca să nu fim de râsul lumii. Eu scriu pe tine ce ți-am făgăduit. 5 pământuri și casa. Ca să nu fie neînțelegere. No, să fie într-un ceas bun. Avrume, ia adutunește Horincă, care ai mai bună, nu porcărie de-aia în care bași tu tot felul de otrăvuri. Vai de mine, domnul Bulbu, cum poți să spui una ca asta? He, Avrum, când ai bani? Astăzi, astăzi. N-o bate palma. Da, procesul merge înainte, să știi. Cum? Așa. Amu, deocamdată fie după voia dumitale. Dar judecata să-mi dea dreptul meu de plin. Ce-ai spus? Dacă dai de bună voie cât 10 și facem și acturile, ne-am judeca pe mai puțin. Pe cât o rămasă. Tu-ți Dumnezeii mătii sărântocule. Adică cerșetor vrei să mă vezi? Mă, Ioane, mă, Ionică, spune. Ce ți-am făcut eu ție? Ce ți-am greșit eu ție? Mă! Spune ce ți-am făcut eu ție. Eu vreau dreptul meu, nimic altceva. Avrume, mai adă un feldeț. Ce-a spart sucrul meu, tot eu plătesc. Bine, un feldeț. Rivka. E, așa s-a facerile, ce să-i faci? Tot de ăsta dăm Ion. Tot. Poftim? Să trăiești, tată sucrule, și să-ți dea Dumnezeu gândul cel bun. Mai bine să bem banii decât să-i aruncăm prin judecăți. Nimic. Nimic nu-ți dau. Și tu, frățâne, ce mai zici? Căzi ciuculo, mă sunium. O feleșigem nem tud magyarul. A, hát nem baj. Tudok én románul is. A propozito, așa se zice, nu? V-am adus, domnule Herdelea, din partea inspectoratului o hârtie. Dar să trecem la ale noastre. Bună ziua. Ei, uite că vă vin ajutorul. Ce tristă e casa fără domnișoara... Pardon, doamna Laura. Sper că junii căsătoriți o duc bine. Vă scriu în fiecare zi, nu-i așa? Ce fac, ce vor? E numai așa, formal. Amator, amator? Prieten, domnule. Una masă de nuc, 23 de coroane. 24. 24 odată. 26. 26 odată. 30. 30 odată. 33. Stai, 33 domnule, odată. Vrea să le adjudice el ca să ne rămână nouă. Te puneți bani imediat, nu-i așa? Da, bineînțeles, evident. Atunci, eu renunț. 33 de coroane. Să mergem mai departe. Un credenț. Mulțumesc. Un credenț, nu vă interesează? Nu. Du-te. Du-te cu bunul și înduratul Dumnezeu. Du-te la tată Toana, că eu nu te mai poține. Vezi și tu că sărac, că n-am nici după ce bea apă. Dumnealui are avere destul. Am o că mă înșela și mă făcă de râsul lumii, nu-i nimic. Dumnezeu din ceruri ne vede și ne judec. Tu știi că-mi ești și mi-ai fost dragă ca ochii din cap. Du-te și fii sănătoasă. Și să ai grijă de tine.
tot ce cauți aici. M-a alungat tătucă. Nu, bine. Stai aici, că ai unde să stai. Amu, poate ți-o da Dumnezeu și ție gândul bun. Și ți-o fi deschis și ție ochii. Dar măritată ești? Rușine nu mai avem, ce să-i faci, așa-i viața. Poate om găsă pe cineva care și în starea care ești. Că nu ești nici prima, nici cea din urmă care. Stai jos, bea niște lapte. Am venit, dragă Ioane, am venit ca să ne mai sfătuim. Săptămâna viitoare începe procesul și vreau, adică ce spun eu vreau, sunt sigur că o să-l câștigăm. Poftiți în casă. Lasă-mă. Poftiți înăuntru. Ioane. Mamă, unde-i dracu ești? Lasă că-i vine și aici. Adu repede ceva de băut. Lasă-mă, că să nu mai întrecere. Primul și în primul rând o aduce acasă pe nevastă. Am înțeles, rapoarte. Pentru că dacă ea rămâne la tatăl ei, acesta poate să declare că ai gonit-o. Și nu mai ai niciun fel de drepturi. Eu n-am gonit-o, domnul avocat. Ce ai cu masa mea? Bine, mă. Ce vrei de la ea? Păi așa m-am înțeles cu Zaharia, doar am plătit. Așa te-ai înțeles? Nu. Știu că sunt supărată foc, dar ce să fac? N-am încotro, tocmai îmi trebuie o masă ca asta. Vrei să-mi furi lucrușoarele din casă, hoțule? Usurosule! Să ieși de aici, nenorocitule, că-ți sucezi gâtul! Nu ți-e rușine obrazului să-ți fie! Lasă că o să-mi plătești dumneata în scumpele astea! O să vă târăsc prin tribunale de o să ajunge să cerșiți pe supoduri! Porcule! Nenorocitule! Pe supoduri! Și voi! Voi! Ce aveți cu masa mea? Lasă că te învăț eu, omenie, dacă nu te-a învățat tatăl tău! Pământucule! Și tu? Ce te credești obraznic-o? Să vă fie rușine la toți! Domnul Herdelea, am auzit de suspendare. Trebuia să fi venit la mine cu procesul. Te scăpam. N-ai făcut bine că m-ai ocolit. Domnule avocat, domnule doctor, am greșit față de dumneavoastră și față de neam. Lasă, nu-i nimic. Ce-a fost a trecut. Eu să știi că te-am înțeles și te-am aprobat în forul meu interior. Eu din parte îmi sunt gata să te ajut, nu sunt răzbunător. Nu mă gândesc la trecut, numai și numai la viitor. Pentru că suntem români, nu? Da, suntem. Domnule Herdelea, dacă vrei, îți pot oferi un loc de scriitor în cancelaria mea. Știu că ești priceput la lucrările de birou. În privința salariului, sper că o să ne învoim. Bine? Domnule avocat, domnule avocat. Dragul meu, dragul meu, dar ce-ți veni? Iartă-mă, domnule doctor, iartă-mă. Curaj, frate. Nu sunt vrednic. Românul nu piere. Nu sunt vrednic. Vezi ce faci, Ioane? Da, domnule. Nu există în Europa om ca grofșor al nostru. Auzi, Ioane?
Nicolae! Ana! Ori fi apucat-o durerile facerii! Uite de la ea proastă. Știe că îi sosește ceasul și o veni să fete aici pe câmp. Dar, nenorocitule, mă, cu cine sameni tu, mă? Nu vezi că veni să fie aici lângă tine atunci când... Opa, Ana, zău și... Hai, hai, fete, hai, hai, hai. Mă, socră, mor! Taci! Mor! Taci, nu copii! Rabdă și taci! Hai! Hai, fetico. Hai, drăguța mea, hai. Hai. O săracă de ea. Rabdă, buica mame. Hai, rabdă, buica mame. Rabdă și taci. Hai, hai, hai. Gat, rabdă, hai. Asta-i soarta, femei. Ce să-i faci? Hai, taci, taci! Taci, taci! Ai, fata mami! Hai, liniștește-te! Hai, că acum e gata! Hai, că acum e gata! Haide, fata! Haide! Hai cu mama! Hai, fata lui mama! Hai, că acum e gata! Taci! Hai, liniștește-te! Dați-mi ceva să tai buricul copilului. Am știut suferi. E băiat. Soacra zice că seamănă cu tine. Ia-l, ca zic că s-a dânt de el. No, hai să merg, că ne apucă seara. Draga mami! Laura!
asta, mamă, ce... Ne mutăm, te plecăm, ne lăsăm truda de-o viață. Eu ți-am spus, tată. Ți-am spus să nu te mai amesteci în treburile altora și să-ți vezi mai bine de necazurile dumitale. Din pricina lui! Din pricina derbedeului ăsta! Sărumna, sărumna, domnișoară Laura, bine ați venit! Voi cum o duceți, Laura? Mulțumim lui Dumnezeu bine! Da, bravo, mamă, bravo, îmi pare bine! Până să ne îngropim gospodăria noastră mică, dar drăguță, am avut foarte mult de trudit. Dar cât a fost George al meu de drăguț și de amabil, am cuvinte să vă spun. Vai, tată, ce rușine ne-ai făcut! Să votez dumneata pe bec! Acum ai venit să stai câteva zile la noi, nu? Vai, și tocmai acum, când vai... Nu, mamă, sunt numai în trecere. Trebuie să merg la socrii noștri. Protopopul în tinerețe a fost martir, a stat 2 luni la închisoare. Una e, tată, să stai la închisoare pentru cauza noastră și alta pentru niște jalbe făcute așa ca să te afli în treabă. Ce mult te-ai schimbat. Da, simt și eu. Deși mă gândesc cum am putut trăi fără a cunoaște pe George atâta vreme. Și când te gândești că nu-l iubeai, îl iubeai pe Aurel. Copilării. Copilării de care râdem împreună cu George, pentru că să știi că eu nu-i ascund nimic. Dar o fată nu trăiește până nu se mărită. De aceea trebuie stârpite fumurile din mintea fetelor. Altceva e viața. Dar ce-i cu el? Mai bine ți-ai face un rost. Că din poezele n-a trăit și nu trăiește nimeni. Poet. Poeții mor la margine de drumuri sau în spitale de boli rușinoase. Ioane! Mă, Ioane! Cine? Eu. Hai cu mine până la Armadia. Zice. Vii ori nu vii, că n-am vreme să mă sfădesc cu tine. Stai că viu. Ce vreți? Eu nimic. Dumnealui socru m-a adus aici. Ce să-i faci, domnule notar? Am venit să ne învoim. Că așa-s vremurile de azi. Ce să mai cheltuim cu judecăți, cu drumuri? Prăpădim bani și la urmă cu ce ne alegem? Cine poate ști? Ia! Eu am îmbătrânit. Cine știe câte zile mă mai ține Dumnezeu? Am muncit destul, am trudit. Noi am isprăvit cu lumea. Nu zic bine, Ioan? Haide. Good, very good. Așa că m-am gândit să le dau și ce mi-a mai rămas. Să știu că le-am dat tot și că nu mai am nicio grijă. Bun, atunci. Și câte locuri au mai rămas? 8. 8 ar mai fi, domnule notar. E porumbiștea cea mare din lungi, apoi 4 delnicioare cu ovăz în Zahata, și apoi 3 holde de primăvară în hotarul Săscuții. Dar ar mai fi și casa? Dânsul știe mai bine decât dumneavoastră. Tot să se isprăvească. Fii nădrav. Pândești.
Totuși, rapst, semnează acolo. De bună voie, Baciu Vasile. De bună voie. Vezi bine că de bună voie. Așa, în câteva zile-s gata. Și uite așa. Ai venit aici om bogat și acum pleci cerșetor. Ce e și cu viața asta? Mulți ani fain. Noroc. Acum, tată dragă, să n-ai nicio grijă. Om trăi împreună ca în rai. Dumneata, nu m-ai crezut. Ai muncit destul, ai trudit cu cinste. Acum, hodinește-te. Gata. Din vorba dumitale, eu unul n-am ses. Și ți-ai uitat cum crește Petrișor, nepoțelul. Iar eu... Mă, tâlharule, mă, m-ai adus pe tron. Cerșetor, cerșetor, mai nenorocit, tâlharule, hoțule, să-l reîntoc. Cine-i să-l reîntoc acum? Oameni buni, spuneți, cine-i să-l reîntoc, domnilor? Ioane, ce vrei? Iertare-ți vine, da. Ioane, noi ne luăm. Florica a zis că să te rog să fii tu naș. Dar eu nu am vrut. Bine. Mai bine. Tu știi de ce nu am vrut. M-am gândit că oricum. Și pe cine ai avea de naș? Pe domnul Bernstein. Doamne ferește, un jidov? Nu, no. Dar pe domnul nostru Iisus Hristos, el ce-a fost, nu tot jidov. Nu, hai veniți la luntă cu Ana, că noi, ce-a fost între noi, a fost. Dar să știi că eu nu-s supărat. Și cum ziceai tu, Ioane? Ich bin hier! Și zici să cumpărăm o batoză? Așa m-am gândit. De ce să dăm noi tot greușorul nostru la toți purcații? No, hai, Florica, să mai jucăm. Că după ce ne-am luat, gata cu tinerețea. Nu. Mai adă una. De la noi, de la fereastră, din fereastră, de la noi, măi. Păi ce-am văs, mândru-l la război, măi. Păi ce-am văs, mândru-l la război, păi cum dădeai cu brâglele, cum dădeai cu brâglele. Băi, petreceți. Toată viața ați muncit de v-ați rupt. Acum petreceți. La vite ai dat? Păi cum dădeai cu brâglele, cum
degeai cu breclele. Și doarme. Doarme. Vezi bine că doarme. Ce alta să fac? Ce e? O carte. Ce? Versuri, este coșbuc. Dintre alte țări de soare pline, pe unde ați fost și voi străine, veniți, dragi păsări, înapoi. Veniți cu mine. Prostii. Dragi păsări. Versuri. Care abeau dincolo tuculuziile tale, Dumnezeii voștri la toți. Ionica. Ionica, de ce mă oropsești? Taci! Ce ți-am făcut eu ție? Cu ce ți-am greșit? Taci că te omor! De ce nu putem și noi ca oamenii? Nu mi-ai spus o vorbă bună niciodată. Și tu, mireasă mândră, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca la Vega, să te mulțești ca Rachila, iubindu-te cu bărbatul tău. Cu daruri la mirese, och, che bore ne crese. Vorbers, vorbers, tot muntașul, pe mireasă joacă rașul. Hai să facem joacă bine! Ce vă facă, ce vă facă? Ce vă facă, ajută! Ce vrei tu? Nu se mai poate! Ce s-a întâmplat în pădure? Ce vrei să fac dacă mușteriul s-a făcut nevăzut? Trează-te! O să apare el până la urmă, ce? Domnul Pop! Am auzit că vă interesează o batoză. Am să mă omor, Ioana. Ce zici? Am să mă omor. Ne. Săriți de-ai tăiași, dragul! Săriți! Schneller!
Dar Rivka? Rivka unde-i? Da tu? Ce-ți bagi nasul? N-ai de lucru. Du-te acasă. Uite la ea. Are prunc mic și... Dar de ce s-o fi spânzurat? Cine știe ce necazuri fi avut și el? Ca tot omul. Om prost. Cald încă. Ce să-i fac? Ce să-i știu face? Cel mai năcăjesc degeaba. Acum, dacă a murit, doare-mi să se odihnească pietul. Acum, unde mai bem noi dacă s-a omorât prostul? Găsim noi unde. Păi, hai atunci la voi. Așa o greață m-a luat. Puteți veni și la noi. Tot n-ai plecat acasă? Ce să fie? S-auză cum zgheară pruncul? Du-te de aici până nu... Ne dai ceva de beut, nevăzută tineră și frumoasă. Voi, cum vă mai lăudați? Bine-i măritată, Floricuță? Îi bine. De ce să nu fie? Bărbatul e vrednic? Dă-i și oarece, că toată ziua e pe uliță. Doamne, apără și păzește. Ne trăiți, domnișor. Ce mai faceți? Te-ai ajuns? Dacă nu mă învățai dumneata, domnișorule, rămâneam mai rău ca un țigan. Ia stai. Ce te-am învățat eu, Ioane? Nu ții minte ce mi-ai spus? Că musai să-l sâlesc pe Bacea Vasile să-mi o dea pe Ana? Și l-am sâlit. Eu? L-am sâlit, mulțumesc. Mare lucru-i să ai învățătură. Eu? Eu? Dar cine? Poftește-mi ca să bem arece, că am. Am și vin și rechie și tot ce poftești. Mama! Eu. Mama! Pune arece pe masă! Ce te-am învățat eu, Ioane? Ce? Du-te și tu, dracu. Hai, 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 hai. Bună ziua! Ah, Titu. Bună ziua. Părinte, eu plec. Unde, dragule? La București. Am tot stat, m-am frământat. M-am gândit. Aici ce mă așteaptă? Intrigărei josnice. Visuri spulberate. Da. Fiecare cum crede. Noi aici așa cum suntem, cum ne-a lăsat Dumnezeu. Ținem sus flacăra conștiinței naționale, în mijlocul intrigărilor și meschinăriilor, cum le spui. Părinte, împăcați-vă cu tata. Nu eu sunt cel ce trebuie să-mi cer iertare. Dar sunteți cel ce trebuie să iertați. Primul rând, datoria noastră e să-i îndreptăm pe oameni, să-i mântuim, să-i curățim, dacă trebuie, cu biciu, de ceea ce zacem ei. Eu așa mi-am înțeles misiunea. Adio. Adio. Titule. Să-ți ajute Dumnezeu, dracule. Și să nu ne uiți.
să-mi zici la vista. Săraca de tine, ce vrei să spui? Florica. Ce zici? Ion Florica vrea. Gheorghe omoară. Toți omoară. Doamne, Ana, de ce-ți pierzi vremea cea scumpă cu nebuna satului? Parcă ai fi din țiganul din oameni de omenie. Tu nu mai ești pic de rușine, pic de obraz? Și tu? Să nu te mai văd pe aici piatărea. Hai, hoși! Copilul ăsta nu mai ai grijă, de casă nu mai ai grijă. Mă și mir cum Ionică nu i s-a făcut greață și lehamite de tine. Dă copilul încoace, Ana. Așa. Hai, ficiorule. Na. Dar e bună, nu, no, așa. Nu ți-e bine? Ia o țiră de rechie. Ce-l fă când Luda aia înșură? Să mă bată Dumnezeu dacă nu o despletești și dacă nu mă tur curtea cu ea! Tu l-ai, Doamne! Ajutor! Ajutor, Ionică! Oi, măiană dragă noastră, îți cer iertare, Doamne! Că mi-am pierdut puterea minții, de mi-am luat viața care nu era a mea. A ta era, Doamne, și n-aveam niciun drept asupra ei. Dumnezeu s-o iert. Îmi cer iertare și-mi iau adio de la tine, Ioane, pe care atâta l-am iubit și care atâta m-a iubit, Dumnezeu s-o ierte. Și primește-mă, Doamne, în rândurile drepților și iartă-mă că n-am bine meritat țărâna sfințită a cimitirului. Dumnezeu s-o ierte. Bolundă, că a avut de toate și n-am lăsat-o să facă nimic. Bolundă. Îmi au rămas bun de la tine, scumpul meu cucioraș petrișor. Draga ta. Și să crești mare, mare și puternic, să duci mai departe cinstea tatălui tău. Mi-au rămas bun de la tine, Zenobie, care atâta de frumos te-ai purtat cu mine, ca și când ai fi fost mama mea cea bună. Tu l-ai, Doamne, scumpa mea! De ce n-ai lansat-o tu pe noi? De ce n-ai lansat-o?
că nu mai pot, nu mai pot. Scumpa mea! Scumpa noastră! Taci acum, gata. Îmi au rămas bun de la tine, tată, și te rog să mă ierți dacă în decursul scurtei mele vieți te-am supărat cu oarece. Vai de tine, cum să mă fi supărat? Veniți să dăm mortului sărutarea cea mai de preurmă. Cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis. No, a burcat scopârșeu. Forwards! Atunci te prezinți. Nu te cătrăni, măi, Ioane, că și temnița-i doar pentru oameni, nu pentru... No, mă, bine-ți pare acum că l-ai băgat la închisoare? Da, păi, eu m-am împăcat cu el. Eu n-am vrut... Părintele! De ce te miri? A venit să te văz. Numesc gineri. Cum e la temniță, Ioane? Cum să fie? Bine. La Ana, la fata mea, te mai gândești așa din când în când? Poți să știi că mă gândesc. Și? Și ce? Dumnezeu să o ierte, n-a avut zile. Așa-i, Dumnezeu să o ierte. Și să ne ierte și pe noi, dacă o putea. 5 grăițarea am dat să intru. Pe Zenobe n-au lăsat-o. Frumoasă muieri a fost mumăta. Frumoasă, dar proastă. L-a luat pe Glanetasiu că era chipeș și cânta la... De-aia n-ați avut voi nimica. Leneș și prost. Și eu? Și eu-s prost și leneș? Nu ești. De aceea ai... Numai să nu se întâmple ceva cu pruncul. Ce-i cu pruncul? Nu-i bine. Cum? Păi beteac. Doarme toată vremea, de mâncat nu mănâncă. Ce să faci? L-ați înțărcat prea devreme. Ce are? Dar ce se omoașă, întreabă pe mumăta. Ce are? N-au spune ce are. Ce are? E rău. Domnule! Omule, fă bine dacă ai pe Dumnezeu, lasă-mă să mă duc! Pazește nos! Omule, raportez cu supunere. Fă bine dacă ai pe Dumnezeu. Mai am 6 zile. Ce câștigați voi dacă rămân? Nici noi, nici. Mi-e pruncul bolnav. E beteag. Pruncul e beteag! Urâc! Omule! Eu lăsat aici beot și voi făcut călăgie. Eros! Eros! Mai repede, domn doctor. Domnule doctor, ascultați-mă pe mine. Om ca Grofșor al nostru nu există în toată Europa. Dacă am avea mulți ca el... Dacă am avea ceva mai mulți, doctor, poate ar fi mai bine. Mai puțin răzbunător, dar mai bine. Domnule doctor, faceți bine.
Lăsați-mă să mânt eu. Domnile voastre, mai vorbiți. Dar ce mai... vrei să mă mor calul? Da? E o toamnă minunată. Recolta se anunță din care afară de bună. Să știți că vă înșelați în privința lui Grofșor. Nu vorbesc de capacitatea lui extraordinară, de praxa pe care o are, dar pe mine m-a scăpat din închisoare. M-a repus în drepturi. La alt subiect de discuție nu mai putem noi găsi, domnule. Ea! Cu doi, de două ochi, de doi, de două ochi, cu trei, de două ochi, de patru, de două ochi, cu cinci. Să răsaie ca aurul luminat, ca argintul strecurat. Dacă e de ochi atât petreșor, să dea Dumnezeu să stea trei stânge în sub pământ, ochii care nu lasă în pace suflete nevinovate. L-ați otrăvit cu cine știe ce bazaconii de mâncări. Ia uite, miroase a țuică. Ah, bătuților de Dumnezeu. Nu Grofșorul, domnule! Nu Grofșorul, domnule, nu politicien, nu avocat, doctor, domnule, doctor, cultură, domnule. O fi de ochiat careva, luda aia de savistă care tot timpul s-a învârtit pe aici. O rapandula de Florica lui Gheorghe care... Nu da în mumă, da! Ionic, nu da, mai... Dacă m-aș fi chemat până nu se umfla, poate îl mai scăpăm. Prea târziu. Suntem proști, domnule, suntem săraci. Te-ai dus și tu, feciorașul bun. Măi, Ioane, amul poate că ne-o înțelege, omenește. Te-ai ostenit degeaba. Ana a murit, copilul a murit. Dumnezeu să ierte pe amândoi. Noi, unul cu altul, nu mai avem nimic, că suntem ca la început. Numai că Ana și Petrișor nu mai sunt. Amul tot ce a fost alos se cuvine să se întoarcă la mine. Și tu, cum s-o fi norocul? Pe ăsta-l vezi? Spune-l, vezi? Ioane, nu mi-a plăcut niciodată să umblu prin judecă, dar am unul de iert. Nu te iert, Ioane, să știu de bine că vând cămașa de pe mine. Oameni buni, oameni buni, nu vă temeți de bunul Dumnezeu? Du-te de aici, domnule învățător, să nu trag bună. Asta ar mai lipsi să o faci. Eu vreau să vă spun că după lege, tatăl moștenește averea pruncului precum pruncul pe-a tatălui. Asta am vrut să spun. Ca să nu vă mai bateți în judecăți degeaba. Să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Baciu și Ion Popa Glanetașului târji și neînduplecați ori fost, ca două săbi ce nu încap în aceeași teacă. Și iată că Dumnezeu, care atât de greu i-a încercat pe amândoi, le-a dat gândul cel bun. Așadar, ce-au făcut ei? S-au legătuit amândoi, ca în cazul în care, Doamne ferește, s-ar prăpădi fără moștenitor direct, adică fără copii, să lase toată averea lor, care multă tulburare le-a prilejuit sfintei noastre biserici. Minunată pildă învățătoare! Florica! Hai de mine, Ioane. Unde ai fost tu, Florica? Mă, să nu mă ții mult de vorbă, că mă omoară Gheorghe. Mă duc să vând niște pereoarzene, că ne trebuie niște bani și Gheorghe nu mă lasă nici să... Ce vrei tu, Ioane? Mai odinește-te și tu. Îți grăbită. Zău, zgrăbită. De ce nu vrei să te odinești? Zgrăbită, lasă-mă.
Ce zăpușală. M-a topit căldura. Aici răcoare. Răcoare. Vezi bine că e răcoare. Lasă-mă. Când s-a putut, n-ai vrut tu. Când vrei tu, nu se mai poate. E târziu acum. Târziu? Târziu pentru cine? Prea târziu. Numai duminicile îl mai prins pe acasă acum, dacă n-am bulzit munca. Dar poate nici duminică să nu fie. Duminică? După ce pleacă? Viu? Dorm dincolo? Nu, în căsuță. Să ieși în grădină, auzi? Să ieși ca altfel. Dacă află, Gheorghe ne omoară. Omoară pe cine a mai omorât. Să ieși, că dacă nu ești, auzi? E, acum dacă tot ai venit, hai în căsuță. Dar de ce, Sergio? Eu-i da ceva să bei. Ce-i să vezi? Ioan! De când s-o prăpădit săracul Avrom, asta nu mai e crâșmă. E grajd. Ce vrei? Spune ce vrei. Ce vreau? Vin, vreau. Nu, ca și tu. Tocmai duminică că te-ai găsit să umbli în pădure. Gândeam că mai ședem și noi de vorbă. Mai bem arece? Duminică. Așa am hotărât. Încăpățânat ai fost, încăpățânat ai rămas. Ca tine, Ioane. Ca tine.
Atunci, Florică, să ai grijă de mama, că e bolnavă. Topoarele le-ai luat? Le iau. Să ai grijă. Unde te culci? În casuță? Da. No, hai. Ce-i cu tine, mă, băiete? Nu știu, tată. Nu mi-e bine. Nu mi-e bine deloc. Eu mă duc acasă. Atunci stai. Hai să ne întoarcem acasă, Doamne iartă-mă, dar ce-ți veni? Eu ți-am spus că nu-i bine în Sfânta Duminică. Să te duci să faci cum am vorbit. N-auzi că nu-mi bine? De ce te-ai întors? Nu prea mi-e bine. Lasă. Nu-i nimic. Culcă-te tu. Până mânem trece. Sting lampa. Nu, lasă. Ce? Florica. Florica mea. De ce n-avem noi noroc? Doamne, apără, ce-i cu tine? Îți dau o leacă de rachie să-ți alini inima. Nu. Lasă. Cine-i?
cine-i? Florica. 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 Ce ai făcut, omule? Hihetetlen. Eiffeltől hajnalig még élt. Még meleg. Igen, nagyon ellenálló. Szóval ti egy csinál álmorod? Jó. Kumlájó morod. Szába. Egy. Pentru că venise la nevasta mea. Világos, vigyétek. L-a pognit în creștetul capului. Laos a fost foarte rezistent, doar a pleznit. În schimb, 4 coaste complet rupte. Lovitură mortală și asta. Parcă a murit ceva din mine. Când era mic la școală, era aprig la carte. Voia să ajungă cineva prin învățătură. Pe urmă, pământul, patimile, l-au făcut neom și l-au ucis. El a murit pentru dragostea lui. Vezi, Florica, ia seama că eu... Cine știe când mă întoarce? Dacă n-ar fi femeia, n-ar fi nevoie de justiție. No. Bună. Vise, Raduș. Țapa, domnule judecător. Țapa poate deveni o armă.
Ez iluziu. Poftim? O aluzie. Nici de cum, o constatare. A fost un om ca oțelul. Putea să trăiască 100 de ani. Dar cu mortul, cu mortul ce facem? Cum ce faceți? Îl îngropați și gata. Ficiorul ăsta a vrut să fie stăpân pe viața lui cu orice preț. Noi n-am știut să-i arătăm cum putea fi într-adevăr. Viața nu-i niciodată vinovată, băiatul tată. Oamenii sunt. Când nu știu ce faci cu ea. Să nu uiți, te rog. Tată. Să tăcem. Pentru Ion al nostru. Pentru tot ce putea fi. Nu degeaba s-o bătut pentru pământ. 2 metri. Amă numai umblăm pe la judecăți. L-o judeca cel de sus. Așa că averea se cuvine să se întoarcă înapoi la mine. Ba nu! Pământul e a Sfintei Biserici. Și dacă ești ticălos și bețâf, te dau afară și din casă. Așa să știi.